într-o zi de sărbătoare, Sica a mers la spovedit, la părintele Mardare, din sătucul lui iubit. Slujbă mare și frumoasă, dar tot satul a venit. Lumea-i tare credincioasă, gândi el năpăstuit. Să iertați, oricând vă doare, să iertați chiar negreșit, zise preotul Mardare, când slujba a luat sfârșit. Auzind așa cuvinte, Sică s-a încurajat și gândind la cele sfinte, vrut să scape de păcat. Lângă preot apoi vine și-a îngenunchiat spășit. Sică, ce este cu tine? Spune-mi, cu ce ai greșit? Părinte, te rog, mă iartă de ispita ce-am avut. Și așa sunt bătut de soartă și regret ce-am făcut. Toată lumea e păcătoasă, e bine că te căiești. De ispita veninoasă, alte dăți să te ferești. Și le spune celor care ar putea fi osândiți să fugă cât pot de tare, să nu fie ispitiți. Sică zise cu ardoare, ce bine i să fie iertat, iar părintele Mardare pe creștet l-a mângâiat. Mergi cu Domnul în iertare și cu sufletul curat, de aia altă supărare, ceri și iar vei fi iertat. Nu am altă supărare, doar un sfat, cum m-ai rugat. Fugi, părinte, cât mai tare, nu te întoarce în altă opat. Căci acolo-i veninoasa, care ani m-a ispitit, este însăși preoteasa, fugi, că nu e de glumit.